Asta e un fel de mărturie de la mine pentru mine și pentru cei care mă urmăresc, pentru că sunt multe clipuri postate de mine, vreo 1300, să zicem așa. E Hai să facem și o prognoză, că de obicei fac asta. Hai cum zic, exact. Deci e ora 7 și un minut, astăzi e duminică 8 mai. Sunt în mașină, mai înainte am ajuns de la lucru și vreau să vorbesc despre ce îmi place mie să vorbesc, un fel de mărturie. Așa. Și cu Biblia în mână și vreau, am citit o primul psalm și mi-am dat seama că de mult m-am îndepărtat eu de calea pe care trebuie să urmez. Nu mă interesează părerile altora despre pocăință, despre vai că Biblia e așa, că nu știu ce. Fiecare face ce vrea. Dar sunt un fel de mărturie de la mine pentru mine și pentru cei care mă urmăresc și pentru cei care empatizează cu chestia asta. Psalmul 1 zice ceva de genul: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Din păcate eu cam nu fac asta. Am început să înjur, să păcătuiesc, să mă autosatisfac, să semifur cumva, dar toate chestiile le aduc înapoi, mi le aduc pe tavă, nu știu cum să zic. Mi-am dat seama că am uitat chestia asta, mi-am dat seama că, bă, eu nu sunt așa, nu vreau să fiu așa. Mi-am ales calea, mi-am ales drumul, până acum habar n-aveam cei cu capul meu, cei de capul meu, ce vreau să fac, unde mă duc. Eram debusolat, căutam o cale, o ceva. Filmez asta pentru că îs nevorbit și că vreau să vorbesc. Și cumva știu că sunt mașină și mă filmez și nu mă aude absolut nimeni, dar după momentul în care eu postez asta, am impresia că vorbesc cu cei care mă urmăresc. Și că voi mă aud, nu știu, că voi mă înțelegeți. Așa. Și îs botezat de o lună, iar eu am mărturisit asta la mulți. Doi, trei, să zicem așa, mulți. Că eu, în loc să devin lumină, eu mă întunec. Și așa și ei. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Eu știu că-s diferit și că am anumite. Aici nu e față de religie, aici e față de cum am fost crescut și de principiile mele de viață și tot ce mi-am băgat eu în cap. Și nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Păi da, am făcut asta. Poate nu era un scaun, dar era unul invizibil, să zicem așa, imaginar. Și îmi pare rău acum. Stau și mă gândesc că au fost tentații la un moment dat, că mamă ce-și fuma și o țigară. Da. Nu a trecut. Ceea ce e bine, nu a trecut. Psalmul se continuă așa: El este un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi
nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Pentru cei care nu știu ce înseamnă neprihăniți, nu mă dea vreun deștept sau vreun sfânt, vorbesc serios. N-o să mă dau niciodată. Nu-mi stă în sânge. Chestia asta nu mi-e băgată în sânge. Neprihănit înseamnă... Am uitat. Înseamnă fără păcat. Pur. Cumva o traducere, un sinonim sau ceva de genul. Asta înseamnă. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin. Stau în mașină și, nu știu, citeam, vreau să citesc asta, să am un moment cu mine, să am un moment în intimitatea mea cu Dumnezeu, dar am zis să pornesc telefonul ăsta și să filmez, să fiu o altă mărturisire. De la mine pentru mine, pentru că știu că am să mă uit la clipuri, am să mă uit la clipul ăsta. Și acum vorbele astea scoase din gură, scoase zise cu voce tare, știu că mi-intră în subconștient și îmi doresc să-mi intră în subconștient și să le, unele chestii să nu le fac și alte chestii. Deci ce nu trebuie să nu fac, iar ce trebuie să fac. De când m-am botezat, am fost o perioadă, cred că am fost lumină și fericire câteva ore. M-am botezat duminică și luni am intrat cu duminică în spital. Știam că e un test. Dar după aia au continuat teste și teste și teste. Bă, teste peste teste și sunt multe care sunt conștient că nu le-am luat. Pentru că n-am răbdare. Dar am început să am răbdare cu Dominic. Mai îmi pierd de multe ori răbdarea. I-am făcut la un moment dat niște chestii și îi se vedeau așa ciudat la urechi și am realizat, bă, eu nu-s așa. Eu în principii de viață, eu mi-am zis că n-am să fac chestii astea. N-am să fiu cum a fost tatăl meu când eu eram mic. Poate să uit la clipurile astea. N-am să-mi înșel. N-am să-mi înșel nevasta. Sau mă înșel prin alte chestii. Din păcate. Dacă s-ar numi așa, ba, așa e. Cumva eu vorbesc cu mine. Vreau să zic că ies la pauză, dar tu... Am început să bârfesc. Iar bârfa e moarte. Păcatul bârfii e moarte. Moarte. Așa și... Mie nu trebuie de așa. Vreau, nu știu... Eu nu mai sunt lumină. Vreau să fiu lumină. Asta spun și simplu numai și... M-a enervat unul dintre colegii noi. Nou, să zicem. Paznic ăla care... Doamne, cât de basic. Nu zic că o laudă, să văd, dar basic. Aceleași glume, aceleași glume de clasa, nu știu, ca, bă, plictisitoare, nimic util, util, Doamne, dar și avea o conversație cu cineva, bă, să învăț ceva. A fost la un moment dat când unul dintre șefii de tură a început să vorbească de ceva de chestii de depozit. Bă, mi s-a părut mișto rău de tot. Și după aia, la revedere. Aceleași glume penibile, aceleași glume sexiste, gheiste, boring, glume misogine. În fine. Cumva să-mi fie învățătură de minte. Și de la Psalmul 1. Deci Psalmul 1 până la Psalmul 1 cu 2. Deci, sau nu știu cum să zic, Psalmul 1 cu 2 sau ceva de genul. Deci ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Sunt momente din viața mea de când m-am botezat și faza asta. Cum zicea unul dintre șefii de tură. N-am să le dau numele, că nu dau credit nimănui.
Deci au impresia că le dau. Și cumva le dau, da. Mă super repede și îmi pierd. Nu știu cum zic, n-are rost să stau cu vorba aia cu, dacă n-ai de unde n-ai ce cere. O zi la un moment dat ceva de genul că m-am pocăit pe, s-a botezat, pe interes. Bă, nu e interes. Nu m-a obligat nimeni. M-am dus eu cu Dumnezeu, m-am dus de mânuță în ziua aia. Am fost eu cu el. Am intrat în apa botezului, m-am botezat, m-am simțit absolut minunat în ziua aia. Minunat m-am simțit în ziua aia. Călăuzit, fericit. Doamne! O bucurie și o liniște și o pace în mine și în capul meu și în corpul meu. Minunată. Și acum la o lună și ceva și câteva zile, teste peste teste, nu biruiesc în niciuna, sau biruiesc în anumite, m-a ajutat Dumnezeu cu o grămadă, cel puțin legat de chestia materială și cu tatăl meu și cu, da, bani, cumva m-a ajutat cu bani și cu, nu știu cum să zic, am să continui să mă rog pentru colegii mei de la lucru. Pentru toți oamenii care intră de multe ori, zic o rugăciune. Doamne, cercetează tu tot magazinul ăla, tot fiecare client care intră acolo. Nu știu să-l cerceteze pentru că sunt anumite bube, cum le zic eu, pe care trebuie să le dau jos de pe mine legat de autosatisfacție. Legat de o chestie tâmpită cu care pot să, cum îmi zic eu, pot să înfund iadul cu chestia aia. Așa că nu, mersi. Îs momente când mă uit, dar după aia zic, bă, calea mea e spre Dumnezeu. Unul dintre pastorii la care am fost să mă mărturisesc mi-a zis că trebuie să tai orice legătură. Și la fel am citit și eu într-o carte care e ceva cu 10 porunci și ultima poruncă e să nu poftești, pentru că aveam impresia că poftesc și cam asta fac. Sunt multe chestii pe care da, le poftesc și trebuie să mi le scot din cap, pentru că Dumnezeu nu i-a dat. Nu, știi care e faza? Scrie în carte: noi suntem creația mâinii lui sau creația mâinilor lui. Ia o pasta cât e de frumoasă. Deci creația mâine nu contează că poate n-am păr aici, poate că n-am un dinte, aia nu-i, bă, e o altă problemă, că am nu știu cum urechile, că nu știu, bă, că părul îmi crește ciudat, că am nu știu ce, că ai nu știu ce strâmb, gândiți-vă la altceva, că am nu știu cum unghiile, sau că ai nasul nu știu cum, că ai ochii căprui, verzi, sau că ochii ți-ți prea distanțați. Ia o pasta. Sau că ești prea înalt, ești prea scund. Ești creația mâinilor de Dumnezeu. Cum e? Deci atât de frumos sună asta. Sper că e așa. N-am mai filmat de mult un clip așa lung, să pot să mă descarc, să mă descarc și să mă încarc în același timp, pur și simplu. Sunt momente când păcătuiesc, știu despre ce vorbesc, cu autosatisfacția și uitatul la tâmpenii, dar și aia a devenit așa de rutină, cumva e rutină. Nu știu. Mi-e greu de multe ori să trec peste toate testele astea, să trec peste toate tâmpenile care mi se întâmplă și plâng și mă schimb și îmi doresc să mă schimb și iară în jur, pentru că ăla ce-ți vrea rău niciodată
deci asta mi s-a zis, că niciodată nu vine cu ceva nou. Niciodată. Vine exact cu chestiile vechi, care au mai fost. A, și auzisem o predică la radio, Radio Vocea Evangheliei, care cred că e singurul post de radio pe care îl ascult. Am șters o altfel de mărturie. Am șters 2000, cred că aproape de 2000 de, sau 1000 și ceva, 1000 și ceva sau 2000, nu știu, habar n-am, nu știu care dintre ele, așa, de melodii salvate, tot. Și acum îmi reînnoiesc playlist-ul cu muzică care să mă construiască. Melodii în care oamenii îl laudă și îl laudă pe Dumnezeu și pe Iisus și puterea Duhului Sfânt, și e minunat. E minunat. Și de multe ori stau și mă gândesc că eu nu pot, că eu nu fac nimic să-mi fac fericit Tatăl Ceresc. Nu știu ce să mai zic. Cred că atâta mi-a fost vorbăria, vreo 16 minute. Habar nu ce să zic. Sunt oameni care se uită la clipurile mele, oameni care nu se uită. Dacă ai ajuns la momentul ăsta, nu zic să te ocrotesc. Parcă nu mai ies eu. În loc să mă fac lumină, eu mă întunec. Dar știi care e faza? În loc să continui să mă duc la biserică, bă, înainte număram zilele. Număram zilele când m-am dus la biserică și ajunsesem la momentul la 13. Și a fost, nu știu, fain și mă simțeam bine. Acum parcă, nu știu, de când am început cu jobul ăsta, care, na, e obositor. Muncești, Jesus. Parcă orăresc. Și n-ar trebui. Pentru că am nevoie să mă duc cu, nu știu cum zic, pocăiții ăștia. Sunt la Pentecostal, nu la baptiști. Pentru că am impresia că asta e ceea ce trebuie. Dacă Duhul Sfânt la celelalte nu e, e păcat. Am, nu știu, parcă dacă nu mă duc la biserică, parcă nu biruiesc a doua zi. A doua zi, a treia zi, parcă am bețe în roate, în cale, în drum, în mine. Nu mai citesc Biblia. Deci nici parcă și înainte o citeam, cine știe ce. Dar mi-aș dori să continui să o citesc. Atâta nu mai știu să zic. E o mărturisire de la mine pentru mine și pentru cei care se uită. Și dacă ai ajuns la momentul ăsta, hai să facem și un giveaway. Pentru că am niște cărți, dau cărți. Nu pot să dau piese pe auto. Am un giveaway cu cărți și dacă ai ajuns, deci la momentul ăsta, 19. Deci, dacă ai ajuns până la momentul ăsta, scrie-mi în comentariu, nu știu, cum e vremea la tine. Cum e vremea la tine și de unde mă urmărești. Și primul comentariu, primul, al doilea, al treilea, habar n-am. Hai primul să zicem. Primul comentariu primește o carte, două, trei, nu știu. Și toate costurile le plătesc eu. Numai dacă ai ajuns la momentul ăsta, scriem cu al vizionării, scriem. Și am avut impresia că s-o pricină. Scriem eu cum e vreme la tine și de unde mă urmărești. Și cum am mai zis, primul comentariu primește. Nu știu, o să vorbim mai încolo cu câștigătorul ca să
Și e premiu și eu o să-i trimit toate ce trebuie. Și acestea fiind spuse, atât. 20 de minute îmi ajunge cât am filmat. Nu știu, parcă vreau să mai citesc, să mai citesc, să mă mai liniștesc, să mă mai rog. Că am nevoie de așa ceva. Bine, atât. O zi frumoasă să aveți și... pace!